Bine, am revenit la un nou capitol din categoria teroare în bucătărie. Întrebare, voi cu conservele de pește, ce faceți sau cum le faceți? Căci eu știu două metode. Varianta se mânca direct din conservă și varianta învățată de la tata de a se face frumos în tigaie cu niște ceapă, cu niște bulion, se prăjește, se aranjează, se face yummy, yummy, yummy și se mănâncă cu mămăligă. Astăzi facem varianta tigaie. Fac acest lucru pentru că la un moment dat am avut o discuție cu Maria, adică mama mea, și zicea că ea nu știa de metoda asta până când să-l nească pe tata. La varianta asta cu conservuță, tigăiță, cepuță, mămăliguță. Așa că să-mi spuneți voi dacă voi faceți altceva cu peștele la conservă. Tura asta avem și prot afumat, fileuri de macrou, precum și file de herring în sos tomat. Și zic să procedem. Prima parte. Se scurg conservele de pește. Se scurg. Se pune uleiul din conserve în tigaie. Se dă drumul la foc și se așteaptă un pic să se încălzească ca să putem să punem ceapa asta minunată. Aveam deja una deschisă că ăsta cu șprot afumat eu deja mănânc. Cum să zic, deja mănânc. Mănânc direct din conservă, că e foarte mișto. Apropo, Lidl, vă duceți, luați. Nu stați pe gânduri și precum și fileurile astea de macrou. Mă scuzați. Am mâncat o ceapă și mi-a stat în gât. Al naibii ceapă. Bun, și minunea asta de ulei cu seama aia de pește. Se va pune ceapa asta și se lasă până când devine așa mai sticloasă. După care se pune bulionul, sare, piper, foaie de dafin și peștele și se lasă să se fiarbă. Dar revin cu detaliile astea un pic mai încolo. Bun, ceapa a devenit așa mai sticloasă, se pune bulionul. Bine, am pus un pic cam mult. Am pus și un pic de pastă de ardei iute. Sare am pus un pic peste ceapă în timp ce se prăjea ca să se facă bună, bună, bună. Punem un pic de piper și, cum zicea înainte Boris, cine mai bântuie pe YouTube știe, the bay leaf, esența. Și acum se amestecă și lăsăm un pic bulionul să se prăjească, să se dizolve și să se prăjească bine, bine, bine. Nu, cum să zic, nu sunt necesare foarte multe condimente. Așa. După ce amestecăm bine și lăsăm un pic să se prăjească, punem și peșteșorii. Revenim. Bun. S-a prăjit un pic bulionul și am început să punem șprotul afumat, fileul de macrou și herringul. Herringul arată așa. Și bineînțeles, am plătit un pic cutiuța aia de la herring cu sos tomat și am pus și apița de acolo. Și acum amestecăm așa bine, bine, bine și lăsăm să se... Bine, nu prea bine să nu se desfacă toată nebunia asta de aici. Eventual bucățile mari făcute mai micuțe. Așa. Și mai putem, cred că, un pic de apiță. Și lăsăm așa să fiarbă. Mai trebuie un pic de apiță. Și lăsăm să fiarbă și să se combine toate minunile astea de aici. Între timp punem de mămăligă și nu știu voi, dar eu conservele astea goale nu le pun așa direct în coșul de gunoi pentru că în primul rând miros și în al doilea rând nu-i prea ok. Le spăl. Sincer, le spăl. Le spăl un picuț și
atunci nu mai este nici miros, iar oamenii care prelucrează gunoiul, care fac sortarea, nu o să fie chiar atât de scârbiți ca săracii prin ce trec și ce văd. No, cam atâta momentan. Revenim. O, cât de frumos să fierbe! Bun, am pus un pic mai multă apă, căci necesită un pic de fierbere ca să se ajungă așa aromele la un punct comun. Și nu oricum, între timp am pus niște apă în tuci, punem un pic de ulei. Eu m-am învățat să-l fac cu ulei și cu unt, sau ulei dacă n-ai unt. Și că nu se mai prind, cel puțin, nu știu cum să zic, nu se mai prinde atât de tare și e bună și la gust și mie mi se pare mai ușor de făcut. Am pus un pic de sare, lăsăm să se fiarbă și după care băgăm cu raftul bunicii, trântim o măliguță, acum să vedem dacă ne iese băleguță sau nu, că la mine iese moale. No, temporară atâtica. Ăsta fierbe în continuare. Mămăliga e în progres. Ne auzim în etapa următoare. Ce e galbenă și frumoasă, mămăliga mea? E, la un moment dat era în Kaufland un mălai, se numea Mămăliga ta. Foarte mișto. Runda asta e raftul bunicii. N-am mai găsit Mămăliga ta și nici n-am mai văzut. Și da, chiar așa se numea, Mămăliga ta. Și alături avem peștele ăsta la conservă în tigaie. Arată ca o tocăniță. Dar e bun. Cum vă dați seama de fapt că e bun? Că aici nu v-am zis că eu nu am timp de gătire, pentru că aici diferă de la fiecare la fiecare. Și nici nu m-am cronometrat să vă zic în atâta timp se face aia, în atâta timp se face aia. Ideea este în felul următor. Voi gustați. Cum zic ăștia de la Masterchef, gustați, gustați, gustați. Ce trebuie să... Când, de fapt, când vă dați seama că e bună? Când bulionul nu mai are gustul ăla de acruț și devine așa dulce, agușor? Când fiecare pește nu mai are gustul ăla individual, ci devine așa o chestie de pește plăcută? Bine, o să rămână și gustul individual, dar nu o să fie... când guși să simți aromele așa foarte separat. Că trebuie să fie așa o comuniune, o nu știu cum să zic, o colaborare a gusturilor. Arată ca o tocăniță de ceapă. Cel puțin cam așa o văd. Așa, cu bucățele de pește. Ideea e că trebuie să fiarbă, ca să se amestece așa aromele, dar sunt foarte, foarte bune. Mari, dacă te uiți la asta, să știi că Fito a mâncat odată chestia asta, nebunia asta, și a mai cerut o porție. Așa că putem spune că este ok. Uite și mamăliguțul, uite și tocănițul. Și dacă voi aveți alte variante cum folosiți peștele la conservă, vă rog să-mi arătați. Eu știu doar varianta mâncat direct și varianta asta. Cam atâta în seara asta și din categoria teroare în bucătărie, căci eu sunt o teroare în bucătărie, chiar dacă mămăliga asta acum s-a dovedit a fi excepție. Bine, să vedem dacă e fiartă. Și vă zic pe curând. Bye!